dintr-o eșarfă foarte finuță. Deci are 1,80 lungime și 70 lățime. Facem o rochiță pentru vară, pentru plajă, pentru stradă, exact așa cum este. Nu desfacem nimic și nu decupăm decât la gât. Cum se poartă acum? Lărguță, lăsată pe părți, da? Se lasă puțin într-o parte și în cealaltă, deci nu decupăm absolut nimic. E foarte finuță. Exact așa cum este. Cum procedăm? Măsurăm la partea de jos, o dăm în două. Pe față o punem. O dăm în două, o fixăm aici jos. Și măsurăm 18 cm. Și facem un semn. Și partea cealaltă la fel. Dăm în două, deci la partea de jos. Și măsurăm 18 cm. Și facem un semn. Mergem sus. Deci o dăm în două, perfect așa. Deci o dăm în două, perfect. Și de aici măsurăm tot 18 cm. De aici de unde am îndoit-o, 18 cm. Punem un semn ca să o și fixăm exact unde am făcut semnul și în partea cealaltă . 18 cm. Dăm un semn și apoi o fixăm cu un nac de siguranță sau un nac, un bold, un nac cu gămălie, ce avem la îndemână. Deci am fixat aici, am fixat jos, sus și jos, în ambele părți. Deci pe față, aici partea de jos, o lăsăm desfăcută puțin și apoi cu o ață, culoarea eșarfei, da? Un roz pal, venind de aici de jos. Băgăm nodul pe interior. Și apoi începem să o cusem. Dacă avem mașină de cusut, e foarte bine. Dacă nu, nu e nicio problemă. E foarte ușor de cusut. Deci de două ori în același loc. Prin partea interioară. De două ori în același loc.
ca să aibă rezistență cu firul în două și ținem cont de cusătura de pe margine. Și venim exact la un pas de mașină aici la tiv. Pe partea din interior lăsăm ața pe spate. Și iară facem două. Deci băgăm acul printre ață. Și așa este pe partea cealaltă. Venim la un alt pas de mașină. Nu strângem foarte tare ca să nu se încrețească. E o cusătură mai ornamentală și ține foarte bine. Oricum nu e mulată pe corp, deci rochița vine lărguță. Și lucrăm așa. Am făcut de două ori în același loc. Venim pe partea cealaltă. Dacă vrem, o putem coase pe dos, dar eu o cos pe față pentru a rămâne cusătura, da, pe față. Are rezistență, nu se desface și este și foarte frumoasă. Lucru de mână e ca și cel de mașină. Dacă avem mașină de cusut, e foarte simplu. Facem cusătura cu zigzag, ca și cum am surfila. Tot pe față cusem. Am terminat cusăturile. Da, cam așa arată pe parte și așa pe cealaltă parte. Avem grijă să fie amândouă părțile cusute la fel, adică una așa și una invers. Da, amândouă părțile să fie la fel. Le fixăm. Și decupăm la gât. După ce am fixat bine, venim cu acu, fixăm bine marginile pentru că alunecă. Da? De aici de unde am pus semnul, am fixat sus, am fixat jos și ca să putem decupa la gât, fixăm cele două părți. Și apoi punem așa, da? Partea aici, partea de sus. Deci partea din spate a gâtului, da? 18 cm. Dăm prin două, deci 9 cm.
Și punem aici, deci aici partea exterioară și aici partea din interior, de la gât. Deci am făcut 9 cm aici. Facem un semn. Tăiem marginea 2 mm. Până la semn. Tragem mața. Dăm așa. Fixăm mânecuțele aici. Deci aici e partea din exterior unde am cusut. Fixăm aici. Cusătură în cusătură. Fixăm și aici umărul. De fapt, umărul o să vină, fiind de 70 de centimetri, o să se lase în jos pe mână. Și aici, parte în parte unde am tăiat. Măsurăm cu centimetru cam cât ar trebui, da? Deci de la umăr cât vrem de decoltat. 20 de centimetri. Deci măsurăm de aici, de unde am tăiat, 20 de centimetri și facem semn. Lăsăm numai o parte, adică partea din față. Și apoi venim și ieșim aici unde am decupat la gât. Am făcut un decolteu cum ne place, mai adânc, mai rotund, mai... Și apoi venim și tăiem. Unde am făcut semn? Deci cam atât este, da, decolteul de mare. Începem dintr-o parte, deci de sus de la umăr. Și rulăm. Fiind tăiat pe rotund, se rulează foarte frumos, deci pe fața lucrului. Venim cu acu, cu ață, într-una. Cum am făcut și dincolo, de două ori într-un loc și apoi venim aici. Apoi batem pe loc de două ori.
Deci pe fața lucrului facem această operație. Este ca și un surfilat la mașină. Am terminat toată partea, mai am aici puțin. Deci de jurul împrejurul gâtului facem răsucim materialul ușor cu degetul și facem coacul. Și am ajuns de unde am plecat. E foarte ușor de făcut, nu necesită mașina de cusut. Și acum deci așa vine aici partea din spate de la gât și aici decolteu cu ața care o avem facem așa. O dăm o dată în două. Și apoi în trei. Și venim aici, se formează un laț. Și venim și scoatem ața pe aici. Ca să fie tot timpul ața în trei. Facem un nod și cu o croșetă subțire, o croșetă de 1, începem de aici, de la umăr, cu fața spre noi. Venim cam unde ar veni lanțul, puțin mai slăbuț. Și facem de jur împrejur. Am terminat primul rând, da, de aici am început și aici am terminat. Am făcut lanț de 4 și vin aici la jumătatea lanțului și mă prind piciorul simplu. 1, 2, 3. 4
Ai speranță. Și facem așa câteva rândulețe. Am făcut 4 rânduri de plasă. De școață de ața de cusut. Iese foarte finuță. Și acum, ultimul rând, un rând de floricele. Dăm o dată peste croșetă și venim la primul lănțic. Facem 3 piciorușe duble. Lanț de 3. Dăm peste croșetă și mai facem alte 3 piciorușe. Cu croșetă subțire este foarte finuț. Și venim pe următorul elastic și ne prindem cu piciorul simplu. Dăm peste croșetă. La următorul iară facem floricică. Și facem așa de jur împrejur la tot. Lanț de 3, alte 3 piciorușe. La următorul lănțic ne prindem cu picioruș simplu. Cam așa arată, da, danteluța de la gât. Deci nu avem nicio cusătură la mașină, totul numai din aceeași ață, pusă în 6, facem un șnur, o croșetă mai gros. Doar jumătate aici, în față. Deci la partea din față aici. Și începem și băgăm murul pe floricele. Băgăm așa de jur împrejur. Aici. Cu un ac mai mititel sau dacă nu avem un ac, folosim o agrafă de păr. La final, pe șnur, punem 2 perluțe. Sau 2 mărgici. Și la celălalt capăt. Și facem un nod dublu.
uscăm de două ori, așa, ca să iasă mai, nu du mai grosuț, ca să nu scape margica. Și iată cât de repede și ușor am făcut o rochiță pentru vară, dintr-o eșarfă pe care nu mai purtam, cu mânecuță căzută, lărguță, destiată,